Dar. Olimpiada Jocurilor de Paști este organizată în cadrul Târgului de Paști din Piața Mare. Sâmbătă, zeci de copii s-au întrecut la mini-golf, bowling și drag race cu ouă. N-am mai jucat până acum niciodată acest joc și prima dată când îl văd, mi se pare foarte interesant, mai ales aici în centrul cultural al României. A fost foarte interesant, idee originală, foarte interesant. Jocurile sunt deschise tuturor celor care vor să încerce o experiență nouă. În spiritul Olimpiadei care se desfășoară acum la Londra, ne-am gândit să aducem și o versiune mai mică de Paști la Sibiu. De la asta a plecat. Am modificat niște jocuri cunoscute, le-am adaptat în spiritul Paștilor, se joacă cu ouă în loc de bile. Lucrurile se întâmplă mai distractiv. Olimpiada se va încheia sâmbătă 14 aprilie, când câștigătorii vor fi premiați.